Pacea Domnului Iisus! Zice undeva în Sfânta Scriptură, le voi răspunde cu cuvinte blânde. Cred că locul ăsta este făcut pentru ca în mijlocul cuvintelor dure ale lumii acesteia, să găsim mângâiere, bărbătare cuvinte blânde pe care cerul le păstrează pentru noi. E seară, este momentul în care ar trebui să se aștearnă peste noi Odihna lui Dumnezeu și odihna lui Dumnezeu nu se poate așterna decât așa. Bine ați venit la închinare, bine ați venit la găsirea locului în care Dumnezeu să ne vorbească în mod personal. Și dincolo de asta, bine ați venit la momentul în care vă căutați frații și surorile. Priviți în stânga, priviți în dreapta, rugați-vă pentru ca cerul să ne aibă împreună mai departe. Uneori, subiectele de studiu cad asupra noastră neașteptat pentru că cel ce le oferă, le oferă după sufletul lui, nu după sufletul nostru, al tuturor. Uneori se potrivesc, alteori nu se potrivesc. Dar Dumnezeu să ne atrage atenția că indiferent de subiect, Dumnezeu... Ne promite că va face în așa fel încât subiectul și cuvântul respectiv să ne vorbească în mod personal. Suntem atât de diferiți în seara asta încât este imposibil ca să alegi un subiect pe care toți să-l aibă în atenție și cu care toți să fie de acord. Dar Dumnezeu ne promite că el a ales deja ceva care să ne privească pe fiecare. În seara asta vă. Provoc și vă propun să studiem puțin, nu mult, câte ceva despre caracterul lui Daniel. Daniel este o figură profetică. Prin Daniel se conturează mai bine ca niciodată până aici ce înseamnă un profet. Fiind în robia babiloniană, profețiile pe care le încredințează Dumnezeului Daniel nu au în vedere numai poporul Israel. Odată cu robia babiloniană, poporul Israel trece într-o nouă etapă. Este etapa universalizării lui. De aici încolo, Dumnezeu va vorbi prin acest, potop, prin acest popor, nu iudeilor, ci va vorbi întregii lumii. Din cauza asta, Daniel este cel care își face apariția pe scena lumii. Până acum toți profeții au stat la ei acasă, până acum toți profeții au fost primiți de popor, dar Daniel își face apariția pe scena lumii și începe să se confrunte cu problemele internaționale de cultură, de limbă, de credință, ca nimeni înaintea lui. Și mai ales ca dumneavoastră și ca mine. Într-un fel, cu totul special, Dumnezeu ne cheamă pe noi la aceeași experiență. Cum Daniel a stat alături de regi pentru a vesti, a proclama, a proclama cuvântul lui Dumnezeu și deciziile lui, la fel dumneavoastră și cu mine. Vom fi chemați pe scena lumii pentru același lucru. Evident, ne tot întrebăm, dar noi suntem slabi, dar noi suntem. Cine suntem? Va putea Dumnezeu să lucreze prin noi? Am ales în seara aceasta una dintre ultimele uh, confruntări pe care Dumnezeu le-a avut cu, prin Daniel cu imperiile lumii. Ultima. Um, poate că vă ziceți, noi suntem în vârstă. Mă luat aminte că am stat de vorbă cu oameni în vârstă cu ani de zile în urmă și ei îmi spuneau um, pe noi nu ne mai privesc lucrurile de sfârșit de istorie. Noi nu le mai prindem. Noi suntem prea în vârstă pentru ele. Alea. Daniel, capitolul 6. Vă puteți imagina cam ce vârstă avea Daniel? Poftiți? Nu, trecut de 80. Comentatorii vorbesc de 80 și până la 86. Așa e că suntem tineri. Vom vorbi despre ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin și pentru 86 de ani. Noi cam vrem să ieșim la pensie, repede. De ce vrem să ieșim la pensie? Ca să ne mâncăm pensia. E vorba românească, da? Adică să beneficiem de o vreme în care să stăm liniștiți și. Să admirăm lucrurile, să fie viața frumoasă. Iată cam cum arată pensia unui creștin. Despre asta vom vorbi. Despre un creștin la pensie. Există, sau este vremea să înțelegem că Dumnezeu are planuri cu noi până la ultima suflare. Cam la vârsta asta s-au schimbat împărățiile. Cu puțin înainte, în Daniel capitolul 5, Belșațar îl lăturase pe Daniel de la curtea lui în Daniel, capitolul 5, o spățul lui Belșațar și așa mai departe, îl găsim pe Daniel că nu mai era la curte. Deci Daniel fusese trimis la pensie. Din ce cauză? În vârstă, sigur că da. În Daniel, capitolul 5, el este invitat de acasă în sala de consiliu pentru ca să pună în ordine lucrurile. Și așa apare Daniel pe scena istoriei, încă o dată atunci. Daniel nu dă din coate să fie luat în seamă. Când oamenii îl pun deoparte, Daniel va sta de deoparte. Când Dumnezeu îl cheamă, Daniel va veni. Este frumoasă această, această um, viață în care ieși în față atunci când Dumnezeu te cheamă, și în rest ești un om ca oricare altul. Faptul că Daniel a ieșit pe scena istoriei în noaptea prăbușirii Babilonului, îl face pe Daniel activ pentru noua împărăție. Adică, atunci când trupele lui Cir și a lui Dariu intră și cuceresc Babilonul, ei îl găsesc pe Daniel în funcție. E corect? El tâlmăcea ceea ce se întâmplă, scrisul pe zid, mene-mene, techelul sin. El vorbea despre per și el vorbea despre schimbarea istoriei. El devenise omul numărul unu din punct de vedere profetic. Și așa îl preia Darius. Încă o dată, ce vârstă avea? Să nu fugiți dacă Dumnezeu nu v-a spus să fugiți. Și când Dumnezeu vă cheamă în față, Pășiți fără teamă și dacă aveți 86 de ani. Bun. Uneori mi se pare că viața, viața lui Daniel, e compusă din câteva evenimente mari. Evenimentul numărul 1, la vârsta tinereții, n-a vrut să se spurce din bucatele împăratului și... A avut loc experiența aceea... Um, în care Daniel este propulsat de Dumnezeu printre primii înțelepți a Egiptului datorită acestui lucru. Era în tinerețe. Așa este? Apoi este momentul în care Dumnezeu nu lasă în pace pe nebucat de țară. Și dă visul acela din timpul nopții în legătură cu istoria universală. Și Daniel este acela care îi tâlmăcește visul. Până acum câte evenimente au fost? Unu, două. Două evenimente. Vă rog să observați mai târziu. Mai apare Daniel în cadrul... să spun. În momentul în care Nabucodonosor, marele rege, își pierde mintea datorită mândriei sale, Daniel este acela care îi tîlmăcește nebunia. Este evenimentul numărul 3 și evenimentul numărul 4, Babilonul care, cu patru evenimente mari în istorie, se cam încheie viața lui Daniel. Al cincilea eveniment este deja Daniel, capitolul 6. Cinci evenimente mari. Mă întreb, cum a fi fost viața lui Daniel între aceste evenimente? Că uneori ni se pare ușor să faci față unei situații 5 minute, chiar și o săptămână. Dar, așa, viața de fiecare zi nu e obositoare. Cum te porți în viața de fiecare zi? Um, vă invit la Daniel, capitolul 6, cu versetul 3, pentru a încerca să răspundem la această întrebare. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Alte traduceri spun un duh excepțional. Vedeți, duhul înalt sau duhul excepțional nu este ceva care se manifestă din când în când. Nu se referă la duh de ghicire, nu se referă la experiențe profetice. Ce vă sugerează? La ce se referă ideea că în Daniel era un duh înalt? excepțional. Cum vi se pare? Dați-mi alte cuvinte pentru această realitate. Un duh excepțional. Poftiți? Haideți, ziceți mai tare ca să vă prind. Duh de înțelepciune, mulțumesc. Dar deosebit în ce domeniu? Un duh înalt. Când vorbește de un duh înalt, aici termenul îl pune în contradicție cu duhul de mediocritate al majorității. Deci, Daniel nu făcea parte din majoritatea oamenilor, nu avea un duh uh, comun al majorității, avea un duh de excepție care depășea pe majoritatea oamenilor să fi fost un IQ de inteligență? La asta se referă. Se referă la darul profetic? De observat că Dar, Dariu nu se întâlnise încă cu darul profetic al lui Daniel. Daniel activase ca profet în perioada lui Nabucodonosor. Acum, Dariu este, evident, noul împărat. Evident, el a auzit de ceea ce a spus Daniel în noaptea căderii Babilonului. Dar nu aceasta îl observă. Nu, nu lucrul ăsta îl observă Darius. Darius observă altceva. S-a uitat peste toți cei 300 de prinți care el i-a pus să guverneze Imperiul său. 300 de prinți. E adevărat că sunt satrapi, dar se traduce și cu ideea de prinț. Comentatorii vorbesc cu ideea de prinț și eu cred că ideea de prinț este mai aproape de noi, de uzul nostru lingvistic. Satrapi nu prea știu, ce, nu prea știu eu ce înseamnă, dar prinț știu ce înseamnă. Erau 300. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Spiritului uh, spiritul lui Daniel, în momentul în care Împăratul a stat de vorbă și a cercetat pe 300. Spiritul lui Daniel a ieșit în evidență imediat și mă întreb, ce spirit? Ce i-a tras atenția împăratului? Înțelegeți? Adică, la vârsta de 86 de ani, Spiritul lui Dumnezeu care era în el îl făcea pe Daniel să aibă un spirit pe care oamenii îl considerau excepțional. Ce anume? Mă aștept să fie noblețe, mă aștept să fie finețe, mă aștept să fie înțelepciune, mă aștept să semene foarte mult cu Dumnezeu. Astfel încât atunci când Daniel stă între cei 300, imaginea lui, prezența lui, e din altă parte. Poate că în seara asta vi se pare că timpul îl pierdem, ne scapă printre degete cu tema asta, dar este tema caracterului creștin. Adică, eu ce caracter ar trebui să am? În momentul ăsta, eu. Studiez despre cum ar trebui să fiu eu pentru că pășind în această lume, lumea să recunoască în mine Duh înalt. Cum pășesc, cum mă îmbrac, cum vorbesc, e vorba de caracter, nu de performanță. Sau, dacă doriți, e vorba de performanța caracterului. Să știți că această performanță a caracterului este mai înaltă decât performanța înțelepciunii, ai IQ-ului, ai faptului că îți merge mintea. Noi ne antrenăm mereu și mereu la capitolul acesta. Atunci când vrem să luăm un examen la universitate, atunci când vrem să fim primii la locul de muncă, noi ne. Ne, ne antrenăm, ne exersăm mintea în capacitățile ei excepționale. Dar astăzi nu mai este nicio școală în care omul să-și exerseze caracterul. Și din cauza aceasta, noblețea sau performanța de caracter nu mai există. Să fie biserica ultimul loc. Unde ar trebui să învățăm această performanță a caracterului? Aici? Cred că da. Cred că răspunsul este aici ar trebui să facem lucrul acesta. Dincolo de faptul că Daniel era în stare să dezlege lucrurile încălcite, spune capitolul 5 cu versetul 12. Dezlega lucrurile pe care ceilalți le înclceau. Pentru că există o anume tendință a societății noastre de astăzi, babiloniene, din nou, ca să încurce lucrurile. Mi se spune că nu mai există astăzi alb și negru. Săptămâna aceasta cineva Într-un fel, acuzator îmi spunea că eu văd lucrurile în alb și negru. Adică e o greșeală astăzi să le vezi în alb și negru. Griurile sunt acea porțiune a lucrurilor, acea, acel domeniu în care lucrurile sunt, uh, sunt împreună, se unesc. Dacă vreți, sunt încălcite acolo. Daniel face un pas mai departe și zice că el reușea să dezlege lucrurile încălcite, dar un duh înalt depășește până și această perspectivă. Versetul 4 ne pune față în față cu comisii de cercetare. Au format comisii ca să găsească ceva în viața lui Daniel, cu care să-l poată acuza. N-a fost un om, n-au fost doi. L-au cercetat din punct de vedere al finanțelor, din punct de vedere politic, din punct de vedere al apartenenței lui sociale, din toate punctele de vedere. L-au luat, l-au cercetat și la sfârșit au zis, noi nu găsim nicio vină în el. Acea, acea teribilă ă, constatare a unor vrăjmași care descoperă că sunt vrăjmași fără niciun motiv. m urât, dar fără temei. Fără motiv. Ăsta era Daniel în mijlocul lor. În zilele din urmă, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Biserica lui Isus Hristos va fi urâtă. Biserica lui Iisus Hristos va fi cercetată din toate punctele de vedere. Ori ce ar putea să fie cercetat, va fi cercetat. Orice. Toate vor fi scoase la lumină. Datorită faptului că mi se prezintă aici un... un o, o preconcepție, și anume, ei pornesc de la ideea că acești oameni sunt vrednici de urât. Și pentru că ei consideră că oamenii aceștia sunt vrednic, vrednici de a fi urâți. Din cauza aceasta, urându-i, vor depune toate eforturile să justifice ura. Pentru că dacă ur urăști și nu găsești și motivul pentru care urăști, te învinovățești tu singur. Tu trebuie să ai un motiv al lui. Și atunci, cei din Daniel... Caută motivul. Cei din viața ultimei biserici sau ultimei generații vor căuta și ei motive. Surpriza este declarația asta de nevinovăție, fraților. Adică n-au putut să găsească nici un lucru vrednic de mustrare Uluitor. E vorba de caracterul pe care îl formează Domnul Isus Hristos într-un om, de caracterul omului cu Duhul înalt. Niciun lucru de strare. Eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, pentru că privind la modelele acestea, trebuie să recunoaștem că. putem să cădem ușor în dezamăgire. Eu nu voi fi niciodată așa. Toate acestea, Daniel este aici. Pentru că Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să spună că El va face din tine un om. Va face din noi oameni. Păi dacă va face, să facă. Nu e așa. Va face dacă eu vreau. Aici ce cheia? Dragilor, chiar dorim să fim niște oameni în dreptul căruia să nu existe niciun lucru vrednic de mostrare? Chiar vrem? Pentru că e o problemă. Suntem în vremea în care societatea nu mai caută excelența de caracter. O caută excelența minții. Nu mai vrea oameni de felul acesta. Din ce în ce mai mult creștinismul se reduce la a spune Aoleu, greșim și noi în multe feluri și fiecare greșește. Tu aici, tu dincolo, celălalt dincolo și ne-am obișnuit așa. Creștinii au coborât nivelul acesta de. nivelul lui Daniel l-a coborât foarte jos la o mediocritate condamnabilă, aproape jenantă, în care noi înșine, nu doar că ne scuzăm greșelile noastre, dar am ajuns să spunem că așa este cum trebuie să fie. Ori Daniel nu este așa. Domnul Iisus Hristos nu este așa. Cei mântuiți nu sunt așa. Niciunul. Și mă întorc. Noi vrem, mai avem idealul acesta. Diferite argumente logice ne trec prin niște furci caudine care aproape că ne-au blocat credința, nu? Nu rațiunea, credința. Întrebări de tipul, poate cineva să nu păcătuiască? Greu de răspuns. Cum să, cum să spui că nu păcătuiești? Întâia Ioan spune: Dacă cineva zice că nu are păcat, e un mincinos. Dar dacă cineva păcătuiește, e de la diavolul. Spuneți-mi, care e logica și care poate să fie argumentul rațional? În afirmații de felul acesta? Răspunsul este: cele două se armonizează în credință și prin credință. Nimeni nu mă pune pe mine să demonstrez deontologic acum cum va avea loc faptul că eu sau tu sau altcineva nu va mai păcătui. Eu spun simplu, Doamne, nu știu. Eu nu știu, dar cine știe? Tu știi. Tu ai promis și vei. Împlini. Aici este forța caracterului, aici este forța credinței, așa vor apare oamenii care vor stârni mirarea lumii și admirația Universului. Într-o lume în care absoluturile sunt negate, trăim în postmodernismul nostru de azi, în care toată lumea spune nu mai există nimic absolut, trăim într-o zonă a griului absolut. în zona aceasta, Dumnezeu spune că vor răsări oameni de o calitate. Ce va zgudui lumea? Ezechiel, capitolul 14. Dar fi în mijlocul lor aceste trei persoane, vă aduceți aminte? Care erau? Noe, Daniel, și Iov. Ezechiel 14 cu 14. Vă dați seama care a fost impactul lui Daniel pentru generația lui? Ezechiel și Daniel trăiau cam pe acolo. Și Ezechiel privește la Daniel ca la opera lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a realizat-o și care îl încurajează pe el, pe Ezechiel. Pentru că dacă vă uitați în capitolul 14, e numai pedeapsă, e numai păcat și Dumnezeu este acela care are judecăți puternice împotriva poporului lui și pe fondul acesta de mare, mare Negativ, dintr-o dată apare Daniel. Um, și uitați-vă puțin la timp, secțiunea de timp. Um, personalitățile care îl încurajează pe Ezechiel să stea în picioare sunt Noe, care era înainte de potop. Iov, când a fost? înainte de Abraham. Deci, de atunci și <coughs> apoi, ultimul este Daniel. De pe vremea dinainte de Avram până la Daniel, Ezechiel nu mai găsește pe cineva să-l întărească. Daniel este cu totul și cu totul excepțional din punct de vedere al lui Ezechiel. Este unic, este rar în același timp, crește în timpul lui. Foarte frumoasă acest lucru. Este contemporan cu el. Se întâmplă următorul lucru și anume, Păi tu ai văzut vreun sfânt, că nu mai există. Ezechiel zice, uite-te la Daniel. Daniel este un sfânt pentru poporul evreu, dar nu numai pentru poporul evreu, este un sfânt pentru toată lumea. Pentru că punctul 3 care apare aici este faptul că această comisie spune nu vom găsi nicio nimic împotriva lui Daniel decât dacă vom scoate credința lui în afara legii. Vedeți? Dacă vom reuși să scoatem credința lui în afara legii, și ei s-au bizuit pe ideea că Daniel va fi statornic. Adică ei au știut că Daniel se va duce cu credința lui oriunde se duce credința lui, dar el nu se va mișca de acolo. Ei nu și-au pus ni pentru nicio clipă ideea că Daniel ar putea renunța la credința lui. I-ar fi dezamăgit complet dacă ar fi renunțat la credința lui. I-ar fi dezamăgit în ura lor, în vrăjmășia lor, în planurile lor. Ar fi scăpat, dar i-ar fi dezamăgit. I-a fost ferm convins că Daniel este neclintit în credința lui. <coughs> Și vreau să observați că Daniel este neclintit nu în lucrurile mari. Nu i-a pus probleme cu sabatul, nu i-a pus probleme cu desfrâul, nu i-a pus probleme cu minciuna, nu. I-a pus probleme undeva unde noi considerăm că este... Foarte simplu. Să nu se mai roage. Vreau să vă întreb, e rugăciunea, e rugăciunea un lucru mic sau un lucru mare? E un lucru mic sau un lucru mare? Pentru Daniel era mare. Pentru mine e un lucru mic. Astăzi dacă cineva mi-ar spune să nu te rogi timp de o lună de zile, dacă te rogi, te trimit la închisoare, vă rog să îmi spuneți, ar obține din partea mea același răspuns pe care l-a obținut din partea lui Daniel? Aș face și eu ca Daniel? Da sau nu? Nu. Aici nu e nicio călcare de poruncă, nu-mi cere să calc legea lui Dumnezeu, o lună de zile nu-i mare lucru. Sunt trimiteri la niște lucruri care s-au întâmplat foarte curând în viața bisericii noastre. Atunci când aparent nu ți s-a mai dat voie să te rogi. Daniel este acela care spune legătura mea cu Dumnezeu nu este reglementată pe bază de lege. Legătura mea cu Dumnezeu este reglementată pe bază de Eu nu pot altfel. Și apare aici acel răspuns frumos al lui Luther. Eu nu pot altfel, Dumnezeu, așa să-mi ajută. În asta constă cea mai frumoasă performanță a caracterului creștin. În această glorioasă neputință, eu nu pot altfel, eu nu pot să nu-l iubesc, eu nu pot să nu mă închin, eu nu pot să nu mă rog. Lucruri care par a fi mici și totuși care formează valoarea, substanța creștinului. Ce interesant, numai dacă îl vei scoate, dacă vei scoate credința lui în afara legii, numai atunci el va deveni un om culpabil. și au scos credința lui în afara legii. Și voi încheia cu acel cuvânt testamentar al lui Dariu. De acum Colo, Daniel, Dumnezeul tău, care îi slujești necurmat, Spuneți-mi, vă rog, care este cuvântul cel mai fragil din toată această afirmație? Necurmat. E cel mai fragil. În același timp, cel mai frumos. Vă invit în seara asta, la această predare necurmată în mâna lui Dumnezeu. Pentru că a venit vremea, a venit vremea când oamenii vor avea nevoie de oameni de 86 de ani care să mărturisească despre Isus Hristos. Vor avea nevoie de oameni de 20 de ani care să mărturisească despre Isus Hristos. Vor avea nevoie de copii care să mărturisească despre Isus Hristos. Vor avea nevoie de un popor care să aibă caracterul lui Isus Hristos. Necurmat. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, numele Domnului Isus Hristos, pentru frumosul mântuirii tale, pentru înaltul standard care l-ai pus înaintea noastră, pentru ca să putem, Doamne, să trăim și să vedem cu ochii noștri în ființa noastră chipul tău. Te rugăm să torni în viața noastră acel Duh înalt pe care l-ai pus în viața lui Daniel. Știm că lucrul acesta nu se face dintr-o dată și știm că este rezultatul unui, unei vieți de zi cu zi, a unui proces. Te rugăm, da, Tată, Pune în noi dorința de a-l avea. Dorința de a depăși viața comună și comunul oricărei experiențe omenești. Și ajută-ne să dorim din tot sufletul să trăim viața pe care tu ai trăit-o. Să fim inspirați de Duhul tău cel Sfânt, astfel încât. Cei ce sunt în jurul nostru să poată să vadă de la distanță omul nou, nu în puterea noastră, ci trăit sub numele și în persoana Domnului Isus Hristos în viața noastră. Rămâi cu noi în sabatul care urmează. Păi, Doamne, să continuăm căutarea noastră de Tine dă-ne odihna ta și slava ta să poposească în viețile noastre ale tuturor, pentru ca să o poată vedea și alții. Amin.